3NET Radio. More music. More colours. Open mic. Be somebody. People, ideas, achievements. With Mother on 3NET Radio. Bine v-am regăsit, sunt Madalina Ion, începe microfonul deschis. Invitata acestei seri se numește Mariana Brădescu, conduce o afacere de succes într-un domeniu, nu știu, mai puțin la îndemâna femeilor, un domeniu despre care probabil că mulți bărbați ar avea de comentat, în sensul că e ceva mai dur, e vorba de piatră naturală și parcă nu se potrivește unei femei. Rămâne de văzut. Special am chemat-o pe Mariana Brădescu pentru că aș vrea să demolăm acest mit și să demonstrăm că femeile pot reuși în absolut orice domeniu dacă își propun. Bună seara! Și bine ați venit pe la noi, mulțumim că ați acceptat invitația. Mersi și eu frumos de invitație. Cum a apărut până la urmă această idee de afacere? Treaba asta cu piatra naturală? Cam de când am început eu activitatea cu carte de muncă, ca să spunem așa, lucrez în construcție, asta am făcut întotdeauna. La un moment dat... Fiind absolventă de ASE, da? Absolventă de marketing. Da, de management marketing. Mm-hmm. Știam că vreau să fac vânzări sau mai bine zis marketing în carieră. În liceu nu îmi imaginam că o să merg spre așa ceva, doream ceva mult mai fashion, mai potrivit cumva unei femei. Imediat cum am început facultatea, am început să și lucrez. Lucram cumva în domeniul ăsta, în sensul că lucram pe partea de producție de pavaj vibropresat, adică betoane. Prima perioadă nu pot să spun că a fost dragoste la prima vedere, era doar o posibilitatea mea de a avea un job, de a începe să am experiență. Pe parcurs a început să-mi placă destul de mult domeniul, în primul rând pentru că era o mare provocare să fii și foarte tânără, să fii și blondă, lucru care în România e un clișeu. Da, da. Și să te duci la întâlniri la care întâlnirile erau cumva stabilite pe e-mail și tu să ajungi acolo și oamenii să se uite foarte ciudat la tine, da? Și într-un sens... nu tocmai bun, gen, și ce o să faci tu sau ce poți să faci mă, tu, tu, ce mă ajuți tu. Exact, exact. Și atunci a devenit cumva o provocare să vrei să arăți că se poate face ceva și că poți, chiar și într-un domeniu de genul ăsta, poți să faci ceva. Când a început piața cumva un pic să se dărâme și a început tot acel balamuc de prin 2007-2008, a fost cumva și un semn că începe să se cizeleze piața și încep să se aleagă niște domenii, să se educe niște lucruri. Să se decanteze un pic, da, treburile, da? Până atunci știam de betoane, m-a început să nu mai fie chiar cea mai apreciată chestie, în afară, într-adevăr, călătorind, vedeai alte lucruri. Și atunci am zis, ok, hai să încercăm ceva nou. Așa a început partea asta cu piatră naturală. Am început-o inițial local, din România, există și aici câteva cariere. Într-adevăr, nu suntem foarte bogați, dar avem ceva resurse. Din păcate, să lucrezi cu piața din România e mai dificil, pentru că nu avem o educație, nu știm să avem un mod de business corect, să știm ce e aia... factură, cultura antreprenoriatului. Corect, corect. Așa este. Nu știm noi multe, dar învățăm. Le învățăm așa cum ai învățat și 2008. Tu, de altfel, da? Și așa, practic, am ajuns să zic, ok, nu merge cu România, hai să fim importatori, chiar dacă frumos este să susții naționalul și ce sigur, se întâmplă producția aici. Loco. Dar dacă producția nu a vrut să ne susțină pe noi, am mers pe import și cam asta facem de ceva ani. Da, dar susțineți ani. România până
la urmă, fiindcă ce aduceți voi din importul ăla este tot în folosul nostru, ca să spun așa. Corect, da? Cu siguranță, plus că plătești niște taxe la statul român, deci păi până da, la urmă tot aici rămâne. Cotizezi. Da, exact. Bun, povestea a început firesc, dacă pot să-ți spun așa, fiindcă ai făcut ceea ce ai studiat și ai făcut ceea ce ți-a plăcut, însă, așa cum ai subliniat, parcă e de două ori mai greu pentru o femeie să demonstreze că se poate, iată, și în acest domeniu. Continuăm în câteva minute cu invitata noastră, Mariana Brădescu, manager marketing și alte minunății și antreprenoriat și cultura antreprenoriatului. Învățăm să facem afaceri aici la microfonul deschis, care poate fi, de ce nu pentru voi, o fabrică de idei. Revenim în câteva minute. Microfonul deschis, fii cineva aici la Radio 3net. Cum spuneam, microfonul deschis poate să devină, de ce nu, atunci când invităm tineri antreprenori în studioul nostru, o fabrică de idei. În această seară, Mariana Brădescu, cea care conduce o afacere de succes, care merge pe import de piatră naturală, iată, ne poate... Nu că ne-ar putea spune pas cu pas ce trebuie să faci ca să reușești să-ți deschizi o afacere și la ce să fii atent, ce fel de parteneri să-ți alegi, că poate generalizăm. Dar dacă discutăm așa pe feliuțe și disecăm domeniul pe care îl stăpânește deja foarte bine, învățăm. Cu siguranță putem învăța câte ceva. Ce înseamnă, de fapt, să progresezi spre excelență într-o afacere? Mergem la chestii de finețuri. Ai călătorit foarte mult, călătorești foarte mult, pentru că business-ul asta îți și impune și intri în contact cu diversi parteneri de afaceri din alte țări, alte culturi, alte mentalități, alt mod, probabil, de a privi business-ul. Cred, sunt convinsă că există un element comun, categoric. Da. Și că acest progres spre excelență îi caracterizează și pe ei. Cu siguranță, cred că nouă ne lipsește în alte țări, este foarte prezent și foarte împământat acest spirit antreprenorial și tot ce înseamnă etică în afacere. În România, într-adevăr, suntem cumva boboci încă, învățăm. De ceva ani de când a început așa zisa criză, cam asta facem. Învățăm cum să supraviețuim, cum să fim mai buni, cum să ne facem clienții mai mulțumiți, cum să faci un mediu mai frumos și mai echilibrat în echipă. Nu există o rețetă clară. Da, uite, faci asta, asta, pasul 3, pasul 10 și bai, cea mai de succes afacere. Cred că ține... de fiecare caz în parte, de oamenii cu care lucrezi, de conjunctură, de colegii tăi, de furnizori, de cum vezi tu afacerea. E un ansamblu întreg de elemente care cumva îți generează sau nu succes. În România, în schimb, cu siguranță cred că drumul spre succes este pavat cu foarte multe pietre. Stai că tu te pricep la pietre, așa că... E foarte greu. Le-ai fentat, da. În cazul nostru, pietrele le vedem ca pe ceva frumos. În cazul de față, e un drum anevoios. Lupți cu foarte multe lucruri. Lupți cu sistemul care este extrem de învechit și depășit de situație. Lupți cu o gândire generală care este foarte proastă. Clientul nu știe să-și ceară drepturile, dar drepturile într-un mod elegant și corect, nu prin simplu fapt că te-a supărat cineva și te-ai dus la ANPC și ai reclamat că eticheta e mov în loc de roz. Să știi să-ți ceri drepturile în a fi tratat frumos atunci când ești clientul unei firme, în a ști să-ți ceri acea factură, care e un lucru elementar, dar e foarte important și cred că asta ne lipsește cel mai mult astăzi, să fim odată toți
legal, da, și corect. Și să nu pornești la drum către cel care îți furnizează o gamă de servicii deja cu ideile preconcepute. Asta Nene, este eu important. Plătesc, vreau să știu corect. Pe ce corect. Dau banul, da? Adică să fim mai țărănoi, iartă-mi expresia, dar se întâmplă. Da, din păcate. Se întâmplă. Da, încă da. Încă da. Da. Trebuie să, într-adevăr, să cer ceea ce ți aparține, dar trebuie să fim informați. Iarăși aici e o problemă pe piață, faptul că lipsesc informațiile cu desăvârșire. Nu ai resurse, nu stă nimeni și nu are nimeni chef să stea să te explice sau să te învețe lucruri și atunci normal că oamenii, luându-și o țeapă, două, trei, după aia vin cu ideile preconcepute, nu mai știu exact ce vor, dar știu că eu am dreptul. Lucru cu care trebuie să lupți, trebuie să faci și educație, ceea ce nu a făcut altcineva, da, faci tu. Să educi tu. Piața, să educi Să dai informații, ca să știi, da, într-adevăr ce are dreptul să ceară sau nu, să explici produse, să explici cum se fac, ce se fac cu ele, unde se folosesc. Bună oară, cum veniți voi în întâmpinarea clientului? Cum îl ajutați? Cum îl ghidați? Ce știu românii, practic, despre piatra naturală și cum ai reușit personal să-i convingi, tu și echipa ta, de fapt, să-i convingeți că, uite, domnule, a venit timpul să dea și românul banul pe piatră, da? Nu avem o istorie în piatră naturală. Sunt țări, cum e Italia, unde te duci la bunicul, piatra e cu, casa e cu piatră. Te duci la verișoara, e cu piatră. La mine e cu piatră, la toată lumea e cu piatră. Sau are, nu știu ce, e ceva să... normal, da, pentru ei și natural. Este un lucru firesc să ai piatră undeva în viața ta, în casa ta. La noi nu e așa, într-adevăr. Primii ani în businessul ăsta te loveai de răspunsuri gen: de ce ți-aș da ție bani pe piatră cu factură? Că pot să o iau eu de la râu, nenea sau de țiganu, unde? Așa, și care în spinare niște bolovani. Și o ia de undeva frumos, mi-o aduce-o până acasă și o am cu bani foarte puțini. E, asta a însemnat, practic, ăsta a și fost semnalul să... găsești niște metode prin care să le arăți oamenilor că e mai mult de atât, e o artă. Bun, și când te-ai izbit de astfel de replici, nu ți-a fost teamă să mergi mai departe cu afacerea? Ba da, și n-a fost ușor. N-au fost ani ușori. Astăzi, într-adevăr, după foarte multă informație lansată pe piață, foarte multe articole lansate pe piață, foarte multe videouri prin care noi arătăm ce se face cu piatra, cum se montează, de unde vine, cum arată. Adică investim foarte mult în partea asta de educare și abia după câțiva ani în care am tot făcut lucrul ăsta constant, zi de zi, astăzi ajungi la un moment în care clientul vine și zice: da, îmi doresc, chiar vreau, sau am văzut la vecinul meu și este superb, sau am văzut la nu știu care și mi-a plăcut. Deci sau am fost să în concediu, nu știu pe unde, și am văzut. Nu mai vreau să-mi asta, fac, da, și eu la fel. La noi funcționează sistemul cu capra vecinului. Da. Când vezi în afară, în concediu, e frumos, da, dar da, e în concediu. Da, 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 dar dacă treci pe stradă și vezi la vecinul, tine, exact, e mult mai bun sistemul ăsta. Și atunci, cumva, a început să funcționeze destul de mult și oamenii să își dorească. Al doilea avantaj este că am devenit cumva foarte competitiv pe piață și prețurile pe care le oferim te ajută să iei decizia asta. De ce să-ți pui o gresie pe care o are și prietenul tău și sora ta și nu știu care? E comună. Poți să ții piatră și să fie unic, pentru că fiecare lucrare în parte este unică. În ciuda faptului că poate ai luat același model, e diferență de la lot la lot, de la bucată la bucată, pentru că asta înseamnă piatră naturală. Și atunci se iau decizii de genul ăsta din ce în ce mai mult. Generația nouă vine foarte mult cu tendința asta. Și e foarte bine. Ceea ce, da, iarăși te bucură foarte mult. Chit că sunt familii care vin cu bugete mici, te bucur că ai putut să le faci o baie și sunt foarte fericiți că și-au realizat cumva visul ăsta. Chit că sunt ansambluri rezidențiale care au început să folosească piatră de 2-3 ani foarte mult, pentru că și-au dat seama că trebuie să fie diferit cu ceva. Și în interior și în exterior, cu probabil. Siguranță. Băi, spații comune, exterioare. E o problemă cumva în piața de construcție. A stagnat foarte mult și atunci cei care și-au dat seama că trebuie să fie diferiți cu ceva și atunci lucrurile vor funcționa, da, au făcut-o. Cine a știut să deschidă ochii, e foarte bine astăzi și nu se poate plânge. Cine a preferat să rămână cumva în mediocritate sau în anii 90, ca să spunem mai frumos,
se plâng și astăzi și zic, aolă, nu merg lucrurile, nu pot să vând, nu cumpără nimeni casele, nu cumpără nimeni apartamentele. Păi, regândește da, lucrurile da, un pic și o să-ți dai ceva, seama. Da. Da? De ce? Ca în bancul cu bulă, că, Doamne, Dumnezeule, ajută-mă și pe mine, vreau să câștig la lotă. De ce nu du-te câștig? Păi, dacă nu joci bulă, cam așa. E un banc care ne caracterizează da, rău da. De tot ca asta și e populație. Da. Dar și când ne punem pe treabă. Așa e, suntem cumva în două extreme, de acord. De unde ne vine piatra asta pe care o putem foarte bine folosi și la exterior și la interior? Importăm cam de peste tot unde există piatră. Principalii noștri furnizori, în schimb, rămân turcii. E o piață pe care eu o ador pentru că le-a dat Dumnezeu atâta piatră în țara aia cât nu au alte 10 țări cumulat. Și atunci ai o alegere atât de mare și este atât de frumos tot ce găsești acolo, încât e o piață fără capăt. Ai putea să tot aduci modele noi lună de lună, lună de lună și nu termini cu ei. Piețe la fel foarte frumoase sunt India, care este extrem de exotică în momentul ăsta și descoperi materiale, unul mai frumos decât celălalt și într-o mare ascensiune. Cred că și gama de nuanțe e... Da, iarăși sunt o țară. Bine, e și mult mai mare, de acord? Dar, într-adevăr, și au niște resurse extrem de mari, ceea ce îi ajută să meargă foarte mult în sus în momentul ăsta. Cu China am avut ezitări. Până anul ăsta am refuzat categoric să lucrez din niște principii personale. Nu am eu o afinitate față de China, sau mai bine zis, nu am fost de acord cu expansiunea asta lor foarte rapidă, prin care au omorât afaceri de familie, au omorât atâtea business-uri vechi în Europa. Și atunci eu am refuzat să lucrez cu ei. Am zis nu, eu nu voi încuraja această piață. La un moment dat trebuie să treci peste partea asta personală și să înțelegi că există niște cereri pe piață. Și atunci facem și import pe partea asta de China. În ciuda faptului că nu sunt foarte entuziasmată, dar este ok, nu pot să mă plâng. Grecia este o țară foarte bogată și știm că toată lumea a fost în vacanță. Nu? Da, acolo. Italia este într-adevăr foarte bogată. Problema italienilor este că i-au rămas tradiționaliști și ei chiar consideră că piatra este un la rangul de artă și atunci nu se vând ieftin. România astăzi vrea ieftin. Asta vrem toți. Am învățat noi o chestie cu ieftin, cu discounturi, cu reduceri, cu orice se poate. Să ne fie bine, da. Adică să facem și capra și varza. Oricât de mult ai vrea tu să aduci materialele lor, astăzi în România ele nu au o piață și atunci, din păcate, nu putem colabora pe partea. Ne oprim puțin, vine piesa de și jumătate peste noi și apoi vreau să ne mai povestești despre diversele produse pe care le puneți la dispoziția românilor și să ne și motivezi de ce am alege produse din piatră naturală. Din secretele pietrei naturale, Mariana Brădescu conduce o firmă specializată pe import de piatră naturală. Este invitata noastră în această seară la microfonul deschis. Vreau să ne vorbești un pic despre partea asta de rocărie, de pietrele astea decorative, da? Să ne deschizi un pic apetitul, gustul, da? E cazul să educăm puțin publicul și pe partea asta, nu? De ce n-am mai avut și noi, cum au italienii, că asta discutam în timp ce se derula melodia, să începem să avem și noi o tradiție și să fim mândri de treaba asta? În cazul celor care lucrăm în domeniu, pentru noi rocăria e ce rămâne din producție, ca să spun așa. Bine, e o formă urâtă de exprimare, dar cam asta înseamnă. Rocărie înseamnă bolovani. Bolovani de diverse forme, diverse mărimi. Da, dar poți să-i transformi, să scoți dar bijuterii care, din ei. Momentul în care îi vezi, zici, uite, am maro, am galben, am roz, am toate culorile. Nu spun foarte multe. Pe partea asta, întotdeauna eu recomand să se apeleze și la cineva care asta face. Că este un grădinar foarte bun, un neaion, că este un arhitect paisagist. Oricine care asta face, care le vede și își dă seama de valoarea lor. Pentru că altfel, revin, sunt niște bolovani simple care nu au nicio valoare.
Se fac niște lucruri superbe, se pot face niște grădini extraordinare, cascade superbe, dar îți trebuie cineva cu o părere avizată care să iasă, să joace cu ele, să știe ce face și să aibă o viziune de final. Și atunci, într-adevăr, este magnifică lucrarea. Într-adevăr, e și aici, iarăși, cred că tot domeniul ăsta e, de fapt, e foarte nou pentru noi. Și partea asta de rocărie e destul de nouă și la noi încă se practică sistemul de... Mă duc, îmi cumpăr și eu două, trei pietricele, mi le pun undeva într-un colț al grădinii și sunt mulțumit. Am rezolvat-o. Am grădină, gata. E și asta o soluție, că nu toată lumea poate să apeleze la un face ID, nu toată lumea are bugetul necesar, dar, din punctul meu de vedere, recomandarea pentru cei care își permit să aloce un buget nu foarte mare pentru așa ceva să o facă, pentru că altul e... efectul final sau imaginea de final este alta atunci când intervine și un specialist. Mărturiseai la început de emisie că în liceu te gândeai la altceva, ceva mai delicat, mai sensibil, ca orice tânără fată, da? Visai modă, fashion, organizare de evenimente. Da. Nu e târziu. M-am gândit. Spune-mi, în business-ul ăsta al tău, se poate vorbi despre colecții? Colecțiile de piatră naturală, toamnă, iarnă, primăvară, vară, da? Nu foarte mult. Noi, într-adevăr, am încercat, ne dorim foarte mult lucrul ăsta și am tot lucrat și încercăm să creștem partea asta. Astăzi nu avem, propriu-zis, niște colecții pe sezoane, dar... Spre asta mergem, adică încercăm cumva în fiecare sezon să scoatem niște produse noi. Acum, într-adevăr, lucrăm și la niște colecții, în ce sens? Am zis, dacă tot nu lucrăm cu piața din România, măcar să aducem un omagiu tradiționalului. Am scos câteva modele de ornamente. Toată lumea își cumpără, când cumpără o gresie sau o faianță și o pui într-o baie, îți cumperi și un ornament din ăla mic, decor, care în gresie sunt foarte scumpe, dar dau foarte bine și toată lumea și le dorește. Noi am scos din piatră naturală, din marmură și din travertin aceste decoruri cu motive românești. Motive din Bucovina, este o colecție unică. Nu s-a făcut așa ceva, am lucrat foarte mult la ea toată iarna, ne-am tot chinuit să găsim modele, să putem să le sincronizăm cu pietrele noastre, cu culorile noastre. E, acum, în sfârșit, avem această colecție pe care o vom lansa. Aveți pe cineva piață care răspunde de treaba asta cu design, cu modelul, cu... Avem printre noi în echipă arhitecți. Avem un arhitect al nostru de suflet, arhitectul care lucrează cu noi, care a lucrat inclusiv la realizarea showroom-ului și care ne ajută foarte mult pe partea asta. Motivele astea, sau mai bine zis, modelele astea le-am făcut noi in-house. Am lucrat la ele împreună cu una din colegele mele, am tot căutat într-o carte foarte veche din asta cu motive tradiționale românești, am ales câteva care să cumva să se sincronizeze și cu noi. Și după multe luni de chin, am reușit într-adevăr să le scoatem pe piață, lucru pentru care suntem destul de mândri astăzi. Ăsta ar fi un început pentru ceea ce ne dorim să facem. Copilul vostru cel mai drag, mic, da, și drag. Da, este un început în a introduce un pic fashion-ul în construcții și în piatră, lucru care la noi nu se face. Privind acest început frumos cu introducerea fashion-ului pe piața asta de piatră naturală, crezi că vom ajunge și noi cândva, peste niște ani, să vorbim despre tradiție și să fim mândri, așa cum sunt italienii despre care am tot amintit și am pomenit, sau turcii? Bine, lor Dumnezeu le-a dat cadrul ăla natural, da? Și cred că sunt ca și noi, nu apreciază adevărata valoare. Au mulți și atunci pentru ei este ceva normal. Sper, asta încercăm să explicăm fiecărui client în parte că ceea ce a achiziționat este unic, că trebuie să îngrijească acel produs, că trebuie să-i acorzi atenția acelui produs. Tocmai pentru a-i da valoare, sau mai bine pentru a-i păstra valoarea pe care o are. Noi luptăm zi de zi pentru
valorile astea și pentru a arăta oamenilor cât de frumos este domeniul ăsta, pentru că într-adevăr este un domeniu extraordinar. Te simți, nu ai făcut studii de arhitectură, dar te simți un arhitect. Mergi pe stradă, vezi o casă la care știi că ai lucrat sau o lucrare publică sau vezi la televizor niște materiale în care se afișează lucrările tale și îți crește sufletul când vezi că, uite, e frumos, ai făcut o casă frumoasă, nu este o casă mov sau roșie sau cum s-a mai tot vehiculat pe piață, că era o nebunie, la un moment dat cu culori nebune pe casă, de lavabilă și chestii de genul ăsta. Da, bine, veniseră de la greci mulți cu ideile astea. Mamă, ai văzut cum au aia casele viu, colorate? Au venit cu idei eronate, pentru că statul grec nu te lasă să faci culoarea exterioară a casei decât culoare pastelată. Ce au văzut ei? Sau erau români rătăciți? Sau erau cazuri izolate pe care nu i-au prins statul? Pentru că altfel nu. Într-adevăr, este o reglementare, lucruri care ar trebui să se facă și la noi. Nu poți să-ți faci casa orice culoare vrei tu. Ar trebui să existe o paletă de culori în care să ne încadrăm. Avantajul cu piatra naturală, nu ai cum să stai calul, pentru că în piatra naturală nu există culori din alea tâmpite. Sunt toate culori ale naturii, culori plăcute, calde. Și atunci culorile este pământului. O mare plăcere să vezi lucrări și să zici, uite ce frumos aici. Da, liniștesc ochiul. Da, da, piatra e caldă de felul ei. În ciuda faptului că la noi încă sunt mulți care zic, piatra e rece. Aha. Nu e rece, depinde într-adevăr cum o combini, depinde ce faci cu ea, dar nu e rece dacă este pusă frumos. Îi învățați pe clienți cum să îngrijească ceea ce cumpără de la voi? Da. Piatra, bănuiesc că există anumite soluții pe care trebuie să le folosească în timp. Suntem într-adevăr, suntem importatori sau mai bine zis reprezentanți a unei game specializate pe așa ceva. Gamă care include detergenți, impermeabilizanți și acei detergenți de întreținere, exact cum e un produs din comerț pentru parchet sau pentru orice altă pardoseală din casă. Diferența este că sunt special concepute pentru piatră, sunt cu un pH neutru, sunt concepute pentru a întreține piatra frumos. În cazul nostru, fiecare client pleacă cu așa ceva la pachet. Nu cred că avem, poate, dintr-o mie de clienți, unul nu ia în rest. Toată lumea pleacă cu produsele astea, tocmai pentru a ne asigura că și peste câțiva ani de zile va fi la fel de mulțumit. Ăsta este singurul motiv pentru care le promovăm așa de mult și încercăm să le băgăm în față. Există vreo șansă în timpul anului să te plictisești de piatră și să te gândești să te relaxezi într-un fel anume, să faci altceva? Nu, suntem băgați în priză cam 12 luni pe an. Într-adevăr, am o perioadă în care plec, singura perioadă în afara expozițiilor, plec în sărbătorile de iarnă, în perioada aia 2-3 săptămâni plec în Asia. Aia e fereastra mea de aer. În rest, suntem destul de aglomerați cu ce facem. Anul ăsta nici n-am mai plecat. Primul an în care n-am plecat nicăieri, nici măcar în vacanța de iarnă. Dar sunt meritat. Da, pregătim în câteva săptămâni, în 2-3 săptămâni, sper să putem face și deschiderea oficială pentru nou showroom. Un showroom care ar trebui să depășească toate limitele normalității din România. Ar trebui să fie un showroom fashion, ar trebui să fie cel mai mare showroom de piatră naturală din România. Păi o să fie. Da, nu îmi place niciodată să zic suntem. Da. Prefer să vedem în timp ce o să se întâmple, dar cel puțin noi am lucrat la el enorm de mult. Se lucrează acum pe ultima 100 de metri, dar cu siguranță va fi total diferit față de ceea ce, cu ce suntem noi obișnuiți să vedem într-un magazin. Cât de important crezi că este să nu renunți la visul tău, să nu renunți la pasiunea ta și atunci când ai pornit pe un drum să ajungi cu siguranță la capătul lui, dar nu în sensul ăla, luminița de la capătul tunelului, da? Să insiști, să nu te lași bătut. E greu. E greu și sunt multe momente în care vrei să renunți și cred că sunt normale la oricine pornește la un drum. Probabil că ți s-a întâmplat și ție, nu? La un moment dat. Sunt momente în care te întreb de ce ai rămas în România și n-ai plecat, de ce te-ai apucat de afacerea asta și nu de alta mai ușoară, de ce nu ești un manager într-o altă firmă în care pleci la program și nu trebuie să stai să te gândești toată noaptea la ce probleme ai mâine. Da. E un drum anevoios, dar
Cred că în fond cam ăsta nu e scopul. În afară de a-ți crea o familie, e pe partea personală, pe partea asta profesională trebuie să avem un scop, că ești angajat undeva, că ai propria afacere. E foarte important să faci ceea ce îți place și să zici, uite, eu vreau să ajung acolo și la un moment dat voi ajunge acolo. Să plutești pur și simplu prin viață și să zici, ok, m-am mai trecut o zi, mai trece o lună. E și asta o opțiune, dar în cazul meu cel puțin n-a fost, nu mi-a plăcut partea mai grea. Nu mi-a plăcut niciodată sau întotdeauna am zis că mie lucrurile nu-mi vin ușor. Așa am zis încă din liceu, încă de la examene, de la bacalaureat, de la facultate. Întotdeauna am zis, nu sunt genul să-mi vină lucrurile ușor. N-am crezut în jocurile de noroc și am senzația că ea sunt bani care îi pierzi imediat sau care ți-aduc ca dovadă că nici ghinioane. În afaceri bănuiesc, că nu la vrezi fel, în noroc. Da? Munca pe care o depun astăzi este foarte grea. Poate sunt atâția alții care, nu știu, muncesc 7 ore și au mai mult de câștigat decât mine. Păi nu, că satisfacția parcă are alt gust atunci când poate și la ei te străduiești are. Mai fie, mult. Nu, nu e adevărat. Cred că e personalizat. Cred că sunt oameni care muncesc mai puțin și sunt foarte mulțumit cu ceea ce fac. Să știi că eu simt gustul ăla plăcut după ce transpir puternic. Corect, da. Asta ține de om. Da. Fiecăruia este dat un anume traseu în viață și atunci trebuie să ți-l asumi, să zici ok, merg cu el și vedem ce se întâmplă pe parcurs. Să dea Dumnezeu să iasă bine cu acest showroom, ne ții la curent și ne spui să fie cu totul și cu totul, ca în basme, da? Cu totul și cu totul de aur, zic eu așa, mă rog, cu totul și cu totul de piatră, da, în sensul bun. Este, de piatră, este. De piatră. Microfonul deschis, dragilor, la final, Mariana Bredescu, manager al unei firme cu obiect de activitate, importul de piatră naturală, iată, a demonstrat că, da, oameni buni, se poate să fii cineva într-un domeniu prin excelență al bărbaților. Trecând peste faptul că Mariana este blondă, dar ea este și frumoasă, este și inteligentă și, iată, îi place să... nu să spun, să ne acapareze și îi place să ajungă acolo unde trebuie să ajungă, pe calea cea mai grea. Deci nu e ușor în business. Mulțumim pentru participarea la emisiune. Mersi și succes de plin în ceea ce urmează să faci. Mersi mult. Și seară plăcută în continuare. La fel. Nu plecați la Radio 3net Newsfeed cu Victor și Robert. Să auzim de bine. Three Net Radio. More music, more colors.